vicleniile, uciderile, adulterile, preacurviile și toate celelalte patimi și păcate. De aceea Mântuitorul în unele cazuri, atunci când discuta cu ucenicii și cu fariseii, le spunea: de ce cugetați cele rele în inimile voastre? Iată parabola de astăzi a celor 10 leproși. Nu este altceva decât un îndemn universal al omului creștin sau a omului care a primit o binefacere de la Dumnezeu să știe în același timp și să-i mulțumească. Se spune că făcând odată Dumnezeu un mare sfat, a chemat virtuțile să le reorânduiască în gradul lor de tipizare, cum pot ele fi categorisite de oameni. Cel din tâi loc, bineînțeles, l-a luat smerenie. După smerenie a stat blândețea, a stat bunătatea, a stat fapta bună, a stat iubirea de oameni. Iar mai spre marginea mesei dumnezești, a sfatului dumnezeesc, stăteau două și nici nu se uitau una la alta. Și se apropie Dumnezeu și întreabă: dar voi ce aveți? V-ați certat? Nu, zice, nu ne cunoaștem. Cum să nu vă cunoașteți în împărăția mea? Păi zice, nici pe pământ nu ne-am întâlnit și nici aici nu putem să stăm de vorbă. Dar cum vă cheamă pe voi? Binefacerea și recunoștința. Deci erau supărate una pe cealaltă, că de câte ori au fost ocazii să se întâlnească pe pământ, n-au știut să se plece una celeilalte. Iată și în Evanghelia de astăzi este prezentată aceeași situație în care oricine cunoaște că atunci când lumea Vechiului Testament s-a înrăit, Dumnezeu Sabaot a trimis plăgi, așa cum trimite și astăzi bolile care sunt nevindecabile, cum ar fi cancerul sau cum ar fi sida sau alte feluri de boli grele. Pe vremea aceea era acea lepră. Lepra era un fel de boală istovitoare care nu făcea altceva decât te mânca ca un fel de cariu, până rămânea un schelet și în cele din urmă omul cădea mort, aproape putred de viu, urât mirositor, urât desfigurat la trup și la față, iar pentru că nu se știa pe atunci de spitale și de medicamentele de astăzi, și nici astăzi nu cred că este vindecabilă, i-a izolat din cetate și stătea undeva în marginea cetății și cei milostivi duceau mâncare. Când nu erau cercetați de nimeni, se apropiau ei de satele oamenilor sau de cetățile iudeilor și cerșeau mâncare. Și atunci sigur că primeau, dar iată că odată trecând prin nordul Țării Sfinte și cerșind mâncare și leproșii, venea și Mântuitorul cu ucenicii. Cunoscându-l că auzise multe lucruri bune despre el, sau poate auzise chiar acel cuvânt pe care îl spusese dracii la Gadara: știmu-te pe tine cine ești Fiul lui Dumnezeu cel preanalt, Iisuse, nu ne chinui sau nu ne trimite în adânc mai înainte de vreme. S-au apropiat și ei de el și au început să vorbească: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-ne sau curățește-ne. Mila, una din virtuțile despre care am vorbit, cu care Mântuitorul îi primește dumnezeiește, este aceea că nu mai suportă să le încerce credința în momentul suferinței, ci îi lasă în mâna sfatului lor ca să-și arate singur recunoștința sau starea de credință. Și le adresează acel cuvânt pe care noi îl auzim din totdeauna: mergeți și vă arătați preoților. Deci iată, îi îndeamnă la Biserica Vechiului Testament. Îi îndeamnă pe acea cărare bătătorită de la Moise și de la Aron, încă de la capitolul 26, a afacerii cortului și a mărturiei și a templului și a jertfei Sfântului Altar, acel vechi cu grăsim și cărne dobitoace și al tămâierii cu untura dobitoacelor, pe care Dumnezeu le primea cu bună mireasmă, până la altarul de astăzi, în care lepra și boala incurabilă de care suferă sufletul omenesc să fie curățate prin dezlegarea păcatelor, ceea ce se știe apostolicește și sobornicește, ce veți lega, legat va fi, ce veți dezlega, dezlegat va fi, pentru că circulă, și noi știm prea bine toate cultele neoprotestante, credința și harul. Dumnezeu dezleagă păcatele. Dumnezeu dezleagă păcatele prin aleșii săi. Dumnezeu dezleagă păcatele prin slugile sale.
Dumnezeu dezleagă păcatele prin cei pe care i-a rânduit să dezlege păcatele și nu așa la întâmplare își permite Dumnezeu să se coboare pentru netrebnicia noastră să ne dezlege personal păcatele. Ce a spus? Cine ascultă de voi pe mine mă ascultă, cine nu vă ascultă pe voi pe mine nu mă ascultă. Deci nu e nevoie să repeți de 100 de ori un sens sau unei fraze. Mergând mai departe, leproșii au plecat pe drum. Sigur că cu pași grăbiți și repezi. Pentru că între timp ce se depărtau de Mântuitorul și se apropiau de templu lui Solomon, se curățau de lepră până s-a dus toată casozii și au rămas curați. Dar unde au rămas curați? Între jumătatea distanței templu și Hristos. Și acum întrebarea se punea în felul următor. Unul de alt neam străin care nu avea nimic comun cu neamul evreiesc, după cum și spune la cântarea de seara Litiei, lumină spre descoperirea neamurilor, deci neamurile sunt din neamul protopărinților noștri, Adam și Eva, și ei la fel au nevoie de Dumnezeu, indiferent păgân, arman sau ce ar fi el, este creația lui Dumnezeu, este chipul și înfățișarea lui Dumnezeu și trebuie să ajungă la unirea de plină în har cu Dumnezeu, deci nu la unirea ființială, că nu se poate, suntem trupuri stricăcioase, și acela se oprește, se cutremură, se înspăimântă, se privește și nu-și mai continuă drumul spre preoți. Ce ar trebui acum eu să mă duc să le mulțumesc întâi lor sau să mă arăt? Că n-ar trebui, de fapt, să merg la binefăcătorul meu ca să-i arăt. Ceilalți nouă și-au continuat calea. De ce? Abia așteptau să se întoarcă în sânul familiei. Acesta s-a apropiat de Iisus Hristos. La care, de-abia acum Iisus Hristos își cere girul credinței lor. Și pune acea întrebare apăsată și sigur dumnezeiască. Dar nu 10 v-ați curățit? De ce întreabă, dar nu 10 v-ați curățit? Nu știa el că s-au curățit 10? Nu! Aștepta din gura lui să se confirme că toți s-au curățit și în același timp vroia să arate că era atot văzător și atot știutor. Sau în același timp, ca om desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit, a făcut și minunea dumnezească a curățirii și în același timp și a cerut și revanșa nerecunoștinței față de cei nouă unde sunt. Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos certifică exact cuvântul pe care îl spune și evangheliștii în învățătura Noului Testament. Este strâmtă calea cea grea și ostenitoare și colțuroasă și dureroasă și plină de suferință a celui ce trebuie să meargă pe linia dreptății lui Dumnezeu. Adică cel ce trebuie să meargă la împărăție. Și largă este calea care duce la pierzare. Deci iată, atât de strâmtă era calea înapoi la Hristos, decât n-a încăput pe ea un singur om și acela de alt neam. Și aici este și un mesaj dumnezeiesc pe care Iisus Hristos îl adresează în același timp poporului iudeu, pentru că erau și nouă iudei care s-au curățit și apoi i-au întors spatele, dar în același timp și în Evanghelia Legii Darului, deci Evanghelia pe care o trăim, o simțim și ne mișcăm în, la înlărgimea poruncilor ei, este și îndemnul la Noul Testament, adică îndemnul creștinului născut în Hristos și din apa botezului lui Hristos și împărtășit la trupul tainic al lui Hristos și sângele tainic al lui Hristos, care nu știe să mulțumească pentru toate câte mi-a dat mie, cum spune prorocul David la Psalm. Și ce mi-a dat mie? Mi-a dat, cum spune apostolul Petru, toate câte le ai nu sunt ale tale. Iar dacă nu sunt ale tale, ce te lauzi ca și cum nu le-ai primit? Ochi, gură, minte, înțelepciune, cuvânt. Și nu-i nevoie să le enumerăm. Toate câte noi ne folosim de ele, din harul lui Dumnezeu, pentru că suntem chipul și asemănarea Lui. Și știm să-i mulțumim vreodată? Nu știm să-i mulțumim. Mai degrabă suntem tentați să spunem, cum obișnuim noi să spunem, of, că așa îmi vine să mor, zice că m-am săturat. Abia te-ai săturat de trăit și de te folosi de simțurile care le-ai primit gratis.
Dar te-ai săturat de mulțumit sau ai mulțumit pentru ele dacă deja te-ai plictisit și vrei altceva mai mult? Niciodată. Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos intervine categoric și spune: n-adunați cu mine și risipiți. Și care sunteți împotriva mea? Deci cine nu-i cu mine împotriva mea? Care sunteți împotriva mea, deja veți pierde. Și atunci începe lupta. Și acea luptă începe între cele 10, dacă vreți, porunci ale Decalogului. Deci între cele 10 porunci ale Decalogului, despre care Mântuitorul Iisus Hristos spune: cine calcă una, vinovate de toate celelalte. Iar principala sau esența, prin această poruncă a iubirii în Dumnezeu, te reverși în toate celelalte. Te reverși în iubirea de soție în familie. Te reverși în iubirea de copii în familie. Te reverși în iubirea de nepoți în familie. Te reverși în iubirea de rudenii prin gradul de sânge. Te reverși în iubirea de oameni din societate. Și aici, la iubirea de oameni din societate, facem paranteza aceea despre care noi am vorbit de multe ori. Iertăm sau facem dreptate. Iertăm atunci când ei ne greșesc nouă fără de voie, și am spus care sunt păcatele fără de voie, pe care cred că și Dumnezeu le-a văzut în pielea leproșilor atunci când și-a dat seama că trebuie curățiți și ajutați, că nu-și dădeau seama de harul și de puterea sănătății, pentru că erau plini de lepră și de suferință. Și aici se împacă foarte bine, deci lucru de față se împacă foarte bine cu acea istorioară a acelui nemulțumit din iad, care după ce s-a văzut în iad, după ce a luat toate binefacerile de la Dumnezeu, a început să crătească și a început să spună: ce? M-ai luat în iad. Sunt alții și mai răi ca mine, pe care i-ai mântuit. Eu îi cunosc, eu îi știu. De ce m-ai luat în iad? Taci, invidiosule. Taci, zavisnicule, îi spunea Îngerul Păzitor. Cum îndrăznești să-L înfrunți pe Dumnezeu și să-I ceri socoteală? Nu e adevărat, a fost nedrept cu mine. Alții s-au mântuit pe patul de moarte. Alții s-au mântuit mai ușor decât mine. Alții au suferit mai puțin decât mine. Și iată-i că sunt la lumină. Și atunci Dumnezeu, în iubirea sa de oameni, n-a mai suportat acea înjosire acelui suflet care cărtea în flăcările iadului. Și asta așa. Să-i mai dăm o lecție. Și să vedem cum va reuși. Lecția era cu două tăișuri. Una, după toți Sfinții Părinți, noi am auzit că la ușa mormântului se închide și ușa pocăinței. Adică după moarte nu mai este pocăință și îndreptare. De unde știm noi că nu mai este pocăință și îndreptare? Când s-a văzut bogatul în iad, primul lucru care îl cerea lui Avram, îi cerea tot din egoism. Știi că mai am eu 5 frați care-s pe pământ, trimite pe cineva să le spună lor unde sunt eu. Probabil în sensul că să nu sufere și ei. Dar n-a venit să-i spună lui Avram: părinte Avrame, trimite pe cineva pe pământ, pentru că sunt mulți ca mine care ar avea nevoie de un semn și de o îndreptare. Și acel egoism particular al lui a fost răstălmăcit în acea înaltă cugetare. Ziceau pe Moise și proroci: dacă n-ascultă de ei și morții, dacă învie, n-ascultă de nimeni. Nici pe ei nu-i cred. Și ne întoarcem la apa noastră. Și-a coborât Dumnezeu, după cum spune Duhul Sfânt la Psalmi, că păcatul în om să strecoară și să subție ca pânza păianjenului. A scăpat un fir subțire de păianjen până în flăcările iadului. Închipuiți-vă că de acele temperaturi nemai întâlnite. Și aici fac o mică comparație legată de, ca să înțelegeți sensul acestei temperaturi, fac o mică comparație legată de Apocalipsă. Atunci când Dumnezeu va sfârși lumea, nu va veni Saddam Hussein cu bomba să piardă pământul, ci Dumnezeu va lua lumina soarelui, care este lumina, o parte din lumina slavei sale, și o va da spre împărăția cerurilor, iar acel bulgăre de foc, dar de data aceasta negru, negru, fără lumină, va fi trimis să topească pământul și să-l curățească de 7 coți, apoi va fi revărsat în străfundurile iadului, pentru îngreunarea muncilor celor ce n-au vrut să cunoască slava și fața lui Dumnezeu. Ei, închipuiți-vă că soarele numai cu 100.000 de kilometri sau 1.000 de kilometri, dacă s-ar apropia mai jos, cum spune Camil Flammarion, de pământ, l-ar topi.
Sau dacă un vârf de acar avea temperatura soarelui, ar topi pământul pe o rază de câteva zeci de kilometri. Deci așa temperatură. Ei, închipuiți-vă că în bunătatea lui Dumnezeu s-a strecurat acel fir de păianjen până la păcătosul acel. Și i s-a spus, hai, urcă-te pe el la mine și nu mai cârti acolo. În clipa când el se urca pe fir, a simțit că firul trepidează. Și s-a uitat în jos și a văzut pe fir încă alți mulți păcătoși, în nădejdea scăpării de flăcările iadului, că s-a agățat de fir și se urcau și ei pe el. Și a început să bată cu picioarele sub cei de sub el și să spună, opriți-vă, opriți-vă, înțelegeți, nu-i pentru voi acesta, e numai pentru mine. Și Dumnezeu l-a curmat de sus și i-a spus, iată încă o dată, nerecunoștința de care dai dovadă. Ai spus că te-am pedepsit pe nedrept. Ai spus că sunt egoist și am mântuit pe alții mai ușor decât pe tine. Iată că nici în flăcările iadului nu s-a cunoscut în tine recunoștință față de binefacerea Dumnezeu și iubirea de oameni. Adică în mintea ta n-ai fi înțeles că acel fir de păianjen era doar mila lui Dumnezeu și cei care se urcau pe el doreau să o câștige alături de tine. Nu-i sufereai pe ei și nici eu nu te-am suferit pe tine, că e prima poruncă. Cine greșește una, vinovat să face de celelalte. Și iată cum sună prima poruncă, finalul ei. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Păi dacă eu mă iubesc cu el ca pe mine însuți, eu vreau să ies din foc și pe el să-l văd în foc? Păi nu, vreau și eu și el să iasă. Și așa se demonstrează că acești leproși la rândul lor, deși sufereau, deși erau plini de lepră, între timp ce alergau să se curățească, au uitat de unde vine binefacerea. Și această binefacere pe care noi o trecem cu vederea se manifestă în multe și multe moduri, începând din familia noastră, începând și mergând până în societatea noastră, că n-am putea spune că cei din societate sau cei mai mari ai noștri ne copleșesc cu recunoștința sau cu binefacerile pentru faptul că domnesc peste noi, dar în același timp nici noi n-am putea să spunem că îl copleșim pe Dumnezeu cu rugăciunea față de greutățile pe care le avem sau măcar cu mulțumirea față de puținele binefaceri pe care le primim. Deci este un sistem bolnav și radiat de nerecunoștință începând din vârful coroanei până la o pincă. Deci toți au uitat să dea mulțumire lui Dumnezeu. Iar lepra se întinde, fiind boală molipsitoare, de la suflet la suflet, de la creștin la creștin, de la om la om, de la persoană la persoană și în final este atât de subțire boală încât pătrunde și cum spune Apostolul Pavel în Apostolul din săptămâna 29-a vinerea, până la despărțirea sufletului de Duh. Ce chestie! Până la despărțirea sufletului de Duh. Adică intră această lepra răutății omenești până acolo, până unde sufletul își pierde rațiunea umană, dar care, cea morală, poți să ai titlul de premiu Nobel, poți să ai cel mai mare premiu de om deștept, poți să ai cea mai înaltă diplomă sau cea mai grea facultate și academie. Dacă între inima ta și Duhul blândeții, care e darul lui Dumnezeu, Duhul recunoștinței, Duhul binefacerii, cum vrei să le iei, a iubirii, cum spune acolo Efrem Siru, a iubirii de sine, a grijii de multe, a răutății, a răzbunării și cu tare, nu mi le da mie. Iar a gândului smerit, a răbdării și a dragostei dărește mie slugii tale. Ei, acela lipsește pentru că s-a strecurat lepra în sufletul nostru. Și aceasta se strecoară pe mai multe căi. Și v-am spus la Sfântul Ioan Botezătorul și am accentuat. Cea din tâi modalitate de curățire a leprei în epoca și societatea pe care o trăim este cunoașterea lui Dumnezeu. Și este marcată în Sfânta Scriptură de un mare verset. Ce este viața veșnică? Sau ce este mântuirea sufletului? Este ca lumea să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu. Deci iată, nu eu spun, ci Sfânta Scriptură. Mergând mai departe, cel din tâi miracol care poate să facă ca această lepră a secolului 20 și
a noastră, a tuturor oamenilor de pe fața pământului să fie înlăturată de arătarea față de preoți, pentru că noi toți venim și ne spovedim. Și când ne arătăm întâiași dată preotului, ne arătăm în scutecele mamei când suntem la botez și ne spălăm de păcatul zămislirii în plăcere și a păcatului strămoșesc, adică a greșelii adamice. Și luăm în gura noastră trupul și sângele lui Hristos ca să fim mădularele lui în pat. Deci iată pentru ce noi ne apropiem prima dată de preoții bisericii și lepra cade. Apoi pe parcurs ce creștem, odată cu sufletul, cum arată toți Sfinții Părinți, și odată cu trupul, se dezvoltă în om și simțurile pătimașe, faza celor cinci simțiri, Nicodima Ghioritu și Războiul Nevăzut. Două cărți de spiritualitate mult mai bune decât paranormal și decât tantra yoga sau decât yoga tibetană sau decât fenomenul Valentina sau decât fenomene anormale. Deci o carte foarte adâncă, Războiul Nevăzut sau Lupta împotriva Satanei sau Paza celor cinci simțiri. Mergând pe mai departe în terenul nostru duhovnicesc și începând să creștem, în noi încep să se dezvolte sau să se arate, încep să răsară, încep să zvâcnească ce? Primele elemente ale urmărilor păcatelor strămoșești, ale părinților noștri sau ale bunicilor noștri sau ale mamelor noastre sau ale taților noștri, și în același timp încep să apară acele elemente destructive ale proastei educații. Și v-am spus, nu-i nevoie să repet, ce mult se bucură o mamă când pentru prima dată copilașul ei la 3 ani a știut să zică o înjurătură. Hai mai zi o dată puiul, să audă tati cum ai spus, hai zi să audă și bica. Ei, el se simte extraordinar satisfăcut în loc să-l plesnească peste gură. Deci iată, sunt primele elemente în care lepra își face primele simptome, primele pete, primele răni, primele sângiuiri în cămașa lui Hristos, adică în cămașa acelui botez curat, pe care el a primit-o de la Sfânta Biserică arătându-se preoților. Și mergând ușor și înaintând în aceeași, dacă vreți, etimologie a bolii sufletești, ajungem să ne dăm seama că copiii încep să fie obraznici sau să nu fie cuminți din pricina păcatelor părinților. Și cum spunea acea istorioară a părintelui Cleopa, de prin volumul 7 sau 6, că mergând un înger prin pustie, a întrebat, zice, dar de ce ai sucit capul în leagăn la copilul ăla? Când ajung ei în Alexandria și se sfârșește călătoria acelui înger în chip de călugăr cu acel călugăr ce nu cunoștea judecățile lui Dumnezeu. Zice, l-a zămislit mamă sa vinerea. Și vinerea e zi de post și de curățenie în familie. Și avea să iasă tâlhar și întâi pe ei îi omora. Și apoi începea să facă greutăți altor oameni. Dar așa, zice, sucindu-i gâtul, trei lucruri bune am făcut. Sufletul zboară curat la cer că-i botezat. Părinții plâng și se căiesc găsindu-l mort și Dumnezeu le iartă fără de legea. Conștiința se trezește și asemenea greșeală nu mai fac. Și acum urmează să aibă și un copil bun dăruit de Dumnezeu. Deci iată ce lucru frumos. De aceea unul din păcatele care eu le întreb în permanent la spovedanie și ați văzut că vă izbiți foarte imediat de ele în timp ce începem spovedania. Ați trăit cumva înainte de căsătoria religioasă până a avea comunia? Da, părinte. Ei, încep și rezultatele. Încep și bucuriile. Pentru că la baza temeliei duhovnicești, a creșterii moralității, societății, familiei și universalității umane, stă fecioria. De ce stă fecioria? Stă fecioria pentru că, explicată în Sfinții Părinți, fecioria intercalată în taina căsătoriei între bărbat și femeie fac un singur trup și nu înseamnă păcat. Și ca drept dovadă că nu înseamnă păcat, pruncul ce se naște din mamă și din tată e fecior, nu-i desfrânat sau fică. Sunt curați, întregi. Deci iată, biserica le legiferează întregimea. Și cineva va spune, zice, dar ce părinte, dar și eu am trăit înainte de căsătorie și tot fecior și fecioară am născut. Da, i-ai născut, dar nu i-ai mai avut. Pentru că de la 16 ani sau de la 17 ani, fiul sau fiica dumnitale a început deja să cunoască păcatul trupesc ca și matale și boala se întinde din generație în generație. Ce se naște de la pisică, șoareci va mânca.
Deci dacă părinții sunt necredincioși și copiii sunt necredincioși, părinții desfrânați și copiii desfrânați. Deci iată cum se întinde lepra în sufletul nostru. Deci iată cum se întinde lepra în inimă. Și cum vă spuneam, cineva își punea probleme și punea 100 de întrebări. Cu ce să restaurăm viața duhovnicească? Cu ce să ridicăm moralul în biserică? Cu ce să ridicăm societatea spre o cultură înaltă de anvergură creștină? Nu cu simpozion, nu cu serbare, nu cu povești, nu cu cântece, că nu se face nimic. Cu feciorelnicie. Fecioarele sunt podoaba bisericii. Feciorii sunt crinițarii. Iar rodul lor sunt sfinții. Fecioara Maria, Samuel prorocul, Ioan Botezătorul, Vasile, Grigore și Ioan și toți sfinții care s-au născut din familii creștine și toți cei care au venit și au slujit ca dreptare și ca sprijine, ca să spunem duhovnicești sau ca armătură duhovnicească la temelia fundamentală a bisericii creștine. Pentru că cineva spunea, zice, las că zice, treaba lui Dumnezeu asta, El mântuiește, nu-i treaba noastră. E și treaba lui Dumnezeu, dar ce-ar fi să mă duc și eu pe stradă și să mă apuc de mers cu mașina după capul meu, când pe o bandă, când pe alta, nu-i semafor, nu-i curbă, nu-i prioritate. Las, Domn, doar de asta e strada, să treci cu mașina. Și la un moment dat te trezești la spital, ori te trezești în groapă. De ce? Că ceilalți care cunosc regula, neștiind ce faci, să trântesc în tine sau tu în ei. De aceea trebuie să fim foarte, foarte prudenți și să vedem că totuși mergerea pe această cale a creștinătății este plină de surprize, este plină de neajunsuri duhovnicești, este plină de neajunsuri sufletești și boala cu cât se înrăutățește și omul nu vrea să se îndrepte. Pentru că mulți încearcă și continuă în continuare să meargă pe aceeași linie. Consideră ei că așa e necesar, ce nu comandă nimeni viața mea. N-are preotul treabă cu mine, n-are biserica treabă cu mine, eu știu ce am de făcut. Dumnezeu să-ți ajute, fratele meu. Dar ce se întâmplă? Trecând de la aceasta, începe să se îmbolnăvească puterea sufletească a sufletului. Și cea din tâi se pervertește puterea voitoare. De ce am ales să vorbim despre puterea voitoare? Ca să înțelegeți că puterea voitoare este cea din tâi putere sufletească care îi dă omului voie să se ridice sau să stea căzut. Și noi întâlnim atât de des elementul acesta. Părinte, aș vrea și nu mai pot. Păi nu mai poți, că dacă îi rup voinței picioarele, ea e o loagă. Și fiind o loagă, și sufletul tău este o loagă. De ce? Atunci când omul n-a gustat nemernicia până în adâncul Duhului, cum am spus până la despărțirea sufletului de Duhul lucrării duhovnicești, El mai poate fi recuperat. Când s-a pervertit sufletul și piatra inimii s-a făcut mai grea decât piatra mormântului prin care Hristos și-a permis să treacă și a ieșit la lumină, deși pecetuită era, ei, iată că la noi lucrul acesta nu se mai poate petrece. La noi piatra inimii e mai grea pentru mormântul sufletului decât piatra lui Hristos, deci sufletul nu mai poate străbate. Strigă de acolo din mormânt și moare înnădușit. Și de ce moare înnădușit? Fiindcă pervertindu-se voința, ne izbim de sfatul evanghelic a celei de-a doua evanghelii care am strecurat-o astăzi, deși nu era loc acolo. Cel ce voiește să vină după mine, iată, prima stare, cel ce voiește, prima stare sufletească, să încerce să se lepede de sine și trebuie să vrea să se lepede de sine și să vină după mine. De ce? Pentru că cuviosul a cărui pomenire astăzi o să vârșim și îl intercalăm așa prin picături, vă foiți că scăpați autobuzul ăla mai bine la 3. Deci iată, Sfântul Antonie avea voință sănătoasă. Ce făcea? Dormea în cimitir, dormea în mormânt. Au venit dracii la el și au spus, pleacă din locul acesta și n-a plecat. L-au bătut dracii cu toiege de foc, cum arată Sfântul Atanasie, și el n-a plecat. Atât de mult s-a împotrivit, atât de mult s-a împotrivit, încât a devenit cel mai mare împărat al tuturor monahilor din vremea de atunci și până în vremea de astăzi. Este vârful teologiei monahicești. Este vârful urcușului duhovnicesc.
este modelul absolut după Hristos Ioan Botezătorul. Îți dai seama până la ce înălțime de Duh ajunge, încât vin dracii și plâng în fața lui și îi spune, zice, Antonie, pe cât îi prostim noi și îi ducem, zice, cu zăhărelul și le gâdilim simțurile și îi dăm în păcate și numai tu nu vrei să te liniștești, zice, numai tu te împotrivești nouă. Pleacă prostuțule de aici. Pleacă nemernicule de aici. Și cu toate că era la această înaltă voire, Satan a încercat să-i mai întindă și alte curse. A venit odată în chipul omului smerit. Dumnezeu nu i-a îngăduit să-l cunoască că e Satana și a luat putere nălucitoare de om. Și s-a apropiat de Sfântul Antonie și a spus, ce să fac eu păcătosul să mă mântuiesc? Ce nume, ce... Vă dați seama ce esență, ce... La care Sfântul Antonie, pe bună știință, crezând că e un păcătos, îi adresează cea mai adâncă taină. În numele lui Iisus Hristos, tot genunchiul să se plece, cerul, pământul și cele de desubt. Și îi spune, stai într-un picior, l-a răsărit și l-a apus și la mează zi și la mează noapte și zi așa. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Așa să spui tu cu tot neamul tău. Și a pierit Satana ca fumul, pentru că ei nu pot spune, miluiește-mă. Dar iată, deși era un înalt astru al pustiului, era un înalt legiuitor al tainelor duhovnicești, duhurile discutau cu el în materializate, fără nicio frică și el n-avea nicio spaină față de ele, încă le cerea sfat și odată îl leagă pe Satana întrebându-l, zice, să-mi spui cum îi ispitești pe creștini. Și arăta cum îi ispitește pe creștini, v-am spus în sărbătoarea cândva trecută. Își leagă un cojoc plin cu plăceri în niște șipușoare imaginare și se duce și umblă de-a lungul lumii și fiecare om când se-și șterge Satana de el, se agață de o sticluță și când o gustă, fie că-i bețiv, fie că-i desfrânat, fie că-i hulitor, că-i curvar, că-i ateu, că-i nemernic, că-i sectar, Dumnezeu știe. Dar iată că secolul 20 plin de rațiune vine și ne învață cum să ne apărăm în fața Satanei. Dar și dracu s-a șmecherit. A spus așa. Ce crezi că dacă am terminat sticluțele și tu îmi cunoști amestecul din ele, eu sunt mai slab? A început să le combine câte două, câte trei, ca în facultatea de chimie. Și să obțină alte reacții adverse. Adică ce a zis? Desfrânare e prea puțin. Homosexualitate e mai frumos. Ce a spus? E prea puțin păcatul desfrâului. Gomoria e mai frumoasă. E prea puțin păcatul între bărbați și femeie, să-l mai facem și cu animale. Și a scos dracul la păcate pe fața pământului din aceste amestecuri interne ale lui personale, în laboratoarele lui, încât se crucește, spune Nil, izvorătorul de mir, Satana de nebunia omenească. Zice, nici Satana nu se apropie de cei prea spurcați, de frică să nu se întineze, fiind fire îngerească. Deci el fiind netrupesc. Și iată câtă lucrare și adâncime are boala leprei. Noi îi stabilim în laborator pe bază de cromozom și de ADN și pe bază de celule și pe bază de lichid limfatic din sânge și cu tare și alergăm la genă și alergăm la ereditate. Dar iată că Satana aleargă la suflet și ca drept dovadă că el poate să-și bată joc de suflet, se văd urmările păcatelor. Și nu întotdeauna, când, ia ascultați ce înseamnă putere voitoare, să-l lăsăm pe Marele Antonie, care este modelul absolut al monahismului și al vieții înalte, dar să-l luăm pe Iov. Când Satana s-a apropiat la sfatul lui Dumnezeu și a zis, cum să nu te laude dacă tu i-ai dat tot ce-i trebuie? Păi orice om te-ar lăuda având de toate. Și Dumnezeu îi spune, nemernicule, cum ispitești tu lucrurile. Uite, du-te și te atinge de el. Iar să toarce Satana rușinat și spune, zice, păi cum să mă ating de lucrurile lui dacă nu-ți iei harul de la dânsul? De ce avea oare Sfântul Iov, omul Vechiului Testament, har? Citiți în Sfânta Scriptură, în fiecare seară și în fiecare dimineață, aducea un bou de jertfă pe altar, nu cumva să fi greșit lui Dumnezeu măcar cu gândul, nu cumva să fi greșit lui Dumnezeu măcar cu cuvântul. Și slugile lui atâta bogăție aveau încât îmblau cu brâie de aur. Și turmele lui erau atât de mari încât erau nenumărate,
Iar la curtea lui, la curtea lui, cum arată Sfânta Scriptură, citiți, v-am mai spus, nu paranormal, la curtea lui atâta avere era, încât el era și maica văduvilor, și acoperitorul săracilor, și miluitorul orfanilor. Deci curgea milostenia ca la Ioan, Patriarhul Alexandriei. Este o istorioară prin prolog, care citiți Viețile Sfinților acasă, în loc de Agatha Christie, cărți polițiste. O să găsiți acolo cum un iconom nu rânduia cum trebuia averile mănăstirii și era zgârcit. Și tot se pierdea, se diminua. Ioan, Patriarhul Alexandriei, dădea, până veneau corăbi întregi de aur la episcopia lui și Dumnezeu rânduia să se mulțească ca el să aibă din ce face milostenie. Și până la urmă se spune în viața lui că un cerșetor, adică Hristos în chipul lui, a venit până la de 6 ori și i-a cerșit în acea zi și sluga și știse din sărite diaconului și a spus: da, preasfințit, ăsta a mai fost de vreo 5 ori astăzi. Dar dacă e Hristos și mă încearcă. Și i-a dat până și cămașa după el și la urmă a vândut și i-a dat potirul din Sfântul Altar. Ce Dumnezeu va avea grijă. Și când i-a întins Sfântul Potir, Hristos l-a binecuvântat și a zburat cu slavă la cer. Adevărat este omul lui Dumnezeu. Așa și Iov. După ce i s-a luat toate, și soția, care întotdeauna e un puișor de viperă, dacă e necredincioasă în casa omului, vine și îi spune: te mai rogi ca fraierul, zice, după ce ți-a luat tot și nu mai ai nimic, mai și te rogi. Măcar termină, zi ceva de hulă. Își esise din sărite. Iov o privește și îi spune cu atâta blândețe și bunătate, dacă voia era de fier. Zice: ce vorbești tu ca una din cele nebune? N-am făcut-o nebune. Și i-a luat pilda lui Solomon. Femeile nebune mai rele decât o travă, mai rele decât moartea și mai mare decât pelinul. Și zice: cum i-am mulțumit lui Dumnezeu de cele bune, de cele rele nu se cade să-i mulțumim? Și a tăcut femeia lui. Și când Dumnezeu a considerat că trebuie să vindece după ani de lepră, de ani de lepră, care o zgâria cu sticla, i-a spus: hai, scoală-te, încinge-te să sperm de vorbă. Și i-a dat Dumnezeu îndoite toate averile. Dar aceasta este și un simbol universal. Nu prin faptul că i-a dat lui iarăși voi și dobitoace și averi, ci a arătat că atunci când jertfim bogăția trecătoare și știm să o chivernisim dumnezeiește și nu prostește în patim și în păcate, că oricărui om îi trebuie o haină, îi trebuie o casă, îi trebuie un ban, îi trebuie un lemn în gospodărie, un gard sau o fântână sau o vie sau un măr sau o găină, deci astea nu sunt potriva Dumnezeirii, ci sunt necesare trupului omenesc. Dar când tu trăiești ca să păcătuiești, atunci nu mai ești omul lui Dumnezeu, ci ești sluga satanii. Deci Dumnezeu i-a dat și împărăția cea veșnică, acolo unde bogățiile, cum spune Efrem Siru, sunt mai scumpe decât toate averile pământului. O singură floare din rai, spune Efrem Siru, marele cuvântător al cuvintelor de omilință duhovnicești, e mai scumpă decât toată averea lumii. Ei, închipuiți pe țața Margheoala cu 7 lanțuri de aur, 50 de verighete, că doar numai țiganii fac asta, cu 70 de zărzămuri, cu fel de fel de străluciri prin rochie, prin păr. Ea nu valorează nici măcar cât scârțâitoarea aia care se dă ca să șadă poarta raiului închisă. Și o singură floare din rai valorează cât toate averile pământului. Și ea își pune pe ea kilograme întregi de aur, crezând că am trecut raiul și pe Dumnezeu. Dar mințile care sunt bolnave de lepră și n-au voință, cad în plăcere, că îi atrage Dalila, dă din cap scutură cercelușul și lănțășoarele și Solomon, ăsta Samson, se duce la păcat. Deci trebuie să fim foarte atenți. Cea din tâi lepră, de la primul lepros, a fost puterea voitoare a omului de a se ridica din păcat. Puterea rațională, am discutat-o și pe ea în profunzime. Cine nu raționează și nu deosebește binele de rău, face păcat evident împotriva lui Dumnezeu. Nimeni nu va putea vreodată să justifice. Nimeni nu va putea vreodată să justifice și să spună că n-a știut să aleagă binele de rău. Cum știm să alegem foamea de hrană, focul de apă, întunericul de lumină, boala de sănătate, știm că și răul de bine trebuie ales. Și aceasta este puterea rațională la care mulți, neîntorcându-se să-i mulțumească lui Dumnezeu că au primit-o, ea se pervertește și ce ajunge omul să facă?
Ajunge Grigorie să facă, îi spui moșule, dar ești bătrân, mai pocăiește-te. Auzi, părinte, știi ceva? Un sor duce, tăți mă duce și eu. Te rog să mă lași în pace. Iată ce poate puterea lui rațională. Și atunci te întreb, de ce Dumnezeu are bun și îl mai ține pe fața pământului și nu îl șterge? Oare de ce Dumnezeu îl mai ține pe fața pământului și nu trimite un trăsnet din cer sau o boală? De ce? Că așteaptă întoarcerea păcătosului și să fie viu. Așteaptă pocăința lui. Dumnezeu raționează mai presus de firea umană și spune, eu n-am venit să judec lumea, ci să o mântuiesc. Și am venit să aibă viață, să aibă din belșug. Deci, încă un lepros, avem doi, să-i țineți minte, care n-au mulțumit lui Dumnezeu. Puterea cuvântătoare. Aici nici nu trebuie să vorbim, că din ce am vorbit s-a deosebit totul. Ce frumos este să cânți graiuri bisericești sau stihiri evanghelicești sau cântări dumnezeiești, în loc să cânți cântece pornografice sau înjositoare și josnice firii umane care sunt de stare animală. Sau în loc de hulă să aduci rugăciune, sau în loc de înjurătură să aduci un sfat bun și toate celelalte. Încă un lepros care n-a vrut să se întoarcă și să-i mulțumească lui Dumnezeu. Avem trei. Puterea cea gânditoare. Alt lepros. Puterea cea gânditoare pusă omului este ca să înțeleagă și să aleagă și să meargă cu mintea pe calea imaginației, pe calea rațiunii, pe calea înțelepciunii pe care i-a dat-o Dumnezeu și imediat ajungem și la ea. Că înțelepciunea le cuprinde pe cea gânditoare și înțelegătoare și cucetătoare și alegătoare și hotărătoare și... Și ce facem noi? Avem putere să gândim, dar nu gândim cum am ajunge mai repede la împărăția lui Dumnezeu sau măcar pe calea cea bună a credinței și cum vă spuneam încă o dată, pentru că sunt mulți începători. În ce constă calea credinței? Un pic de post miercurea și vinerea, un pic de rugăciune seara și dimineața, venise odată un domn mare și am făcut o glumă dură, nu ca să-l jicnesc, pentru că mi-era rușine să-i spun un adevăr în față. Și l-am întrebat, v-a strugat vreodată, părinte, eu nu obișnuiesc să fac așa ceva, de vreme ce vă dați seama că la profesia pe care o am, nici nu știu dacă îmi permite timpul. E interesant ce spune, zic. Dar să vă spun eu o taină care o să vă deranjeze. Cunoașteți dumneavoastră, zic, din dicționarul enciclopedic natural, care dintre ființele lumii nu se mai roagă când se culcă? Și el stă mirat și mă întreabă, zice, care? Zic că îl tăiem de Crăciun. I-am dat jumate din răspuns, adică porcul? Da. Și adică eu sunt porc? Nu. Ești om care nu te rogi. E același înțeles. Adică ce dacă ai profesie? Ce dacă știi să gândești mult și frumos? Nu știi să urci mintea și la Dumnezeu, trebuie să o urci numai în sisteme, în ecuații, în electrolize, în sisteme de fizică sau în sisteme de medicină? Nu! Bagă din sistemul nervos de pe masa de operație în sistemul nervos al lui Dumnezeu. Conectează-te la acel computer central care înseamnă puterea tot gânditoare mai presus de gândirea noastră catafatică și trecând în cea apofatică. Dacă Dumnezeu toate le vede, le știe, le cunoaște și le gândește, nu din hazard, ci din rânduială, de ce n-aș face și eu ca el? Și a rămas mirat. Și eu rămân mirat. De ce oare când Dumnezeu ne-a pus această putere gânditoare, noi să trăim ca animalele? Hai să ne ridicăm. De ce să ne rușineze David cu 2000 de ani în urmă și să spună ce ziua am greșit, noaptea m-am căit și băutura mea cu plângerea m-a amestecat și patul meu cu lacrimi l-am udat. Spune acolo în Așternut, în Psaltire, m-am căit. Sau cum spune David cât de frumos, ce ziua am greșit, noaptea m-am căit. Sau Apostolul Pavel zice, ziua am lucrat și noaptea m-am rugat. Nu ni se cere o oră de rugăciune, ci cum vă spun eu așa simbolic de multe ori, fă-mă măcar de 12 ori Tatăl nostru, fă măcar un paraclis la Maica Domnului, fă un canon de pocăință, că n-ai tu fapte să te pocăiești ca cei din Pateric sau din Pustie și să răscumperi păcatul, dar să vadă Dumnezeu că tu singur poți despre tine zice, miluiește-mă pe mine păcătosul și atunci Dumnezeu se bucură dintr-atâta. Trecând la cele înțelegătoare, nu mai e nevoie să discutăm, că sunt legate. Gândesc ca să înțeleg. Ceea ce nu înțelegem noi este un lucru. Deci am terminat cu vreo 4 leproși, am trecut la al 5-lea, să nu-i uităm, că îi luăm pe toți sperând că ne ceartă Hristos. Trecând la puterea înțelegătoare, mulți nu înțeleg
că este obligatorie taina mântuirii legată de biserică. Și v-am spus, povestea e repetată. Părinte, eu cred în cugetul meu. Ei, mănâncă în cugetul tău, lucră în cugetul tău, dormi în cugetul tău. De ce le faci practic? Bine, părinte, dar sunt necesare. Și asta e o necesitate. Hrana pentru trup e necesară trupului. Dar rugăciunea pentru suflet e necesară ca hrana sufletului. Și dacă tu trupul ți-l hrănești și sufletul ți-i mort, ce-ți folosește că trăiești? Ce-ar da omul în schimb pentru sufletul său dacă sufletul și-ar pierde? Ce-ar da omul în schimb și cu ce l-ar răscumpăra dacă acela merge în flăcările iadului, care nu sunt inventate și imaginare, sunt reale? Câte morți clinice, câte viziuni din acestea, citiți pe Serafim Roz și alți părintele la Mitrofan, tot viața repausaților noștri și multe alte semne de acest gen, dar câte arătări, dar cea mai confirmată dintre toate, venirea Mântuitorului din morți la înviere, zdrobirea iadului, înjugarea morții la smerenie și pusă sub talpa dumnezeirii și stă pe ea ca pe un tron viața veșnică. Și eu am nevoie de argumente ca să înțeleg că sufletul e nemuritor și am nevoie de 100 de explicații să înțeleg că așa cum stau 3 ore în fața oglinzii sau 5 ore la restaurant, trebuie să pun jumătate de oră și genunchi în pământ pentru sufletul meu. Deci iată încă un lepros ce nu vrea să înțeleagă. La cele cugetătoare nu mai vorbim, că cele cugetătoare de mult au dispărut. Zice, cugetând cu smerenia la cele înalte și cu sărăcia la cele bogate. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă Dumnezeu sau alt ierarh pentru noi să mântuiască sufletele noastre. Ce să mai cugete omul la rai? Ce să mai cugete omul la cele dumnezești când el știe că în cosmos umblă rachete, umblă focoase nucleare, umblă sateliți, antene, radare și toate nebunile. Dar ce l-au văzut pe Dumnezeu, frații mei? Primul cer e atmosfera care o respirăm sau tăria în care stau norii cu apă. Al doilea cer e interstelarul sau spațiu cosmic care e de miliarde de ani lumină, încă nu s-a pătat minte omenească, înțelepciune să poată naște acea rachetă care să ajungă măcar la cerul de foc. Sau acel, cum spunea Camille Flammarion, ies albina din sub, zboară la 5 km, găsește o gură de nectar și vine și bâzii ca colinda pământul. Nu. Mai este. Sunt miliarde de ani lumină până acolo, când ne ajungem la cerul curăsitor de foc, despre care Pavel, spunând că l-a trecut învăluit, fiind de o vedenie în drumul Damascului, zice, nu știu dacă în trup sau afară de trup. Iată despărțirea sufletului de duh. Deci a pierdut și duhul înțelegerii și a rațiunii și a cuvântării și a puterii și a gândirii. Și a spus el clar, nu mintea nu pricepe, urechea nu înțelege, gura nu poate spune, ochiul nu poate vedea și mintea nu poate tâlcui. Ați văzut? Dincolo de cerul de foc unde toate se topesc și sunt lumină și slavă. Nu cele 7 ceruri al numai 3-a și cele 7 etape. Sunt 3 etape, făptuire morală, contemplare și odihnă sau iluminare. Nu un cer, sunt 3. Atmosferă, eter și cer de foc, că dincolo, ne spune psalmii lui David, sunt cerurile cerurilor, nenumărate ceruri. Nimeni nu știe ce e în împărăția lui Dumnezeu, de vreme ce este absolut și infinit. Greu. Mai băgăm în cutie. Aceleia legătoare. Și omul care înțelege, spune un proverb românesc, binele de rău la lege. Așa este. Cine vrea să sară în foc să nu se frigă. Cine vrea să sară apă clocotită să nu se frigă. Cine vrea să șadă flământ să fie sătul. Cine vrea să alerge ca să meargă încet. Deci ca și aceea, coboară-te jos, urcă-te în sus. Deci sunt lucruri fără sens. A alege binele de rău este a te deosebi, cum spune Mântuitorul, că și El o folosește această putere, fiind și El om Dumnezeu, și va alege oile de capre. Oile de-a dreapta și caprele de-a stânga. Deci iată, alegerea. Să ne alegem și noi cugetele în cap și să spunem așa. Cele rele sunt caprele și vin de la vrăjmașul să dispară și să nu le mai urmăm niciodată. Iar cele bune sunt oile sau virtuțile cele bune pe care mergem să le paștem mai departe cu rugăciune. Iată că am ajuns și la al 7-lea lepros și am trecut la al 8-lea. Puterea hotărătoare și este cea mai de bază din toate. Deci am ajuns tocmai la 8-a. Ca să vedeți de ce cu următoare celei de-a 9-a
Vine cea de-a zecea sau samarineanul acela neputincios care cere iertare lui Dumnezeu. Puterea hotărătoare este acea putere decisivă pe care și-o ia omul în sufletul său atunci când vrea să-L urmeze cu adevărat pe Dumnezeu. Și cel ce s-a lepădat de sine merge după Hristos, orbește, până îl găsește și merge până acolo, până unde vrea să se unească cu Dumnezeu, decât cum spune acolo Duhul Sfânt la psalm. Cei mai bun și mai frumos, zice, decât a locui frați împreună în Hristos. Iar un alt verset al psalmului spune și mai adânc. Mai bine aleg să fiu lepădat în casa lui Dumnezeu decât a trăi în locaș cu păcătoșii. Deci leapădă de șertăciunea lumii și mizeria păcatului și vrea să ducă o viață de Duh. Zice, iată un om gospodar, iată o familie model, iată niște copii bine educați. Păi, dar cui să datorează aceasta? Femeii și bărbatului. Ce fac ei stând în casă? Fie bunic, bunică, fie părinte, fie mamă. Măi, femeie, zice, una și una fac două, copiii ăștia ai noștri, lotul rău. Păi ori ne punem și îi punem la punct și trebuie să înțeleagă că nu-i bine, ori ceva facem. Și să trece la fapte. Și când se trece la fapte, îl vezi. Și doctor, îl vezi și inginer, îl vezi și director, îl vezi și ministru și tot ce vrei. Face școală, învață, nu fură, nu dă în cap, nu-și bate joc de nimeni, nu nedreptățește pe nimeni și se mai naște din puterea hotărătoare încă un om pozitiv în societate de care a legat, bineînțeles, de toate celelalte lepre care le-am trecut cu vederea și care deja sunt curățite prin prezența lui Dumnezeu în noi, prin Sfintele Taine și ele gândesc curat. Că v-am spus, mama și tata poate strica pe prunc când spune, zice, lasă-l că e obosit, zice, cum are de învățat? Du-te și fă treabă că nu mor, lasă că dacă te miști, îți vine mai ușor gustul de învățat. Dacă stai în pat, îți vine gust de telecomandă și de emisiuni de alea, știți dumneavoastră, când e cald afară, omul stă la plajă. Ei, trebuie să ne ferim de acest lucru și să nu dăm în puterea noastră hotărătoare din familie curs acestui lucru murdar copiilor, strănepoților și nepoților noștri. Ei trebuie să știe numai cuvinte de laudă în gura lor și să aibă acea hotărâre. Dacă bunicul a fost serios și eu trebuie să fiu serios. Dacă tata a fost serios și eu trebuie să fiu serios. Dacă mama e o femeie cinstită și morală, nu pot eu fiică sau să fiu o haimană. Deci trebuie, într-adevăr, să avem acea hotărâre care merge până la vargă, cum spune Solomon, care merge, cum le mai spun câteodată la spovedit, mătură cu ea prin casă de cap, nu contează că are 18 sau 16, vai, nu cert că pleacă de acasă. Pleacă de acasă? Bate-o marșăleagă cu sfoara ghem și hrănește-o cu lingura. Și când spune că pleacă de acasă, mai trage câteva și întreabă, pleci? Până spune, nu mai plec. Și când spune că nu mai plec, să știi că nu mai pleacă. Da, pare absurd. Dar absurditatea este când își toacă omul nervii la spitalul 7 cu pastile tranquilizante, că copiii fac greutăți ce nu mai suportă cutia cerebrală. Deci, încă un lepros. Și ultimul-i puterea cea mânioasă. Lupta omului cu păcatul până la sânge. Mucenicii au trecut prin foc și nu s-au lepădat de Dumnezeu. Sfinții au trecut prin necazuri și ispite și nu s-au lăsat de Dumnezeu. Au mers până la acea mânie în care satana a fost doborât de vârtejul puterii lui duhovnicești. Și spune că cel din urmă lepros care s-a întors să-i mulțumească lui Dumnezeu, că am vorbit și lui de-al nouălea, a fost cel ce poftește pe Dumnezeu. Dorește sufletul meu de tine, Doamne, ca cerbul de izvorul apelor. Doresc, spune Apostolul Pavel, să mor în Hristos. Iarăși spune Ignatie Teoforul, prefer să fiu făină în mâna, în gura și în măselele leilor pentru Hristos, decât să jertfesc sau să fac un lucru păcătos. Atunci când era dat la chinuri și la munci. Și când i-a despicat inima în două, când om în case lei, ce credeți că avea pe ea? Icoana lui Hristos. Îi se spune Ignatie Teoforul, sărbătorim la 20 decembrie. Vedeți în Vețile Sfinților. Câtă distanță este, făcând radiografia prin care am trecut, între ce trebuia să facă sau ce a făcut Sfântul Antonie cel de azi și ce facem noi cei de astăzi, Sfinții noștri, contemporani. Ăia erau făcători de minuni și noi suntem făcători de păcate. Ăia erau făcători de minuni și noi de pozne. Nu ni se cere acum altceva decât să punem accent pe ce? Pe acea voință poftitoare nu trupească. Părinte, nu pot, nu vreau, nu pot, nu vreau, nu pot, nu vreau. Foarte scurtă scuză. Nu pot, bagă-te în foc de viu și dacă n-ai să arzi, n-ai să arzi nici dincolo. Iar dacă nu te bagi pe foc de viu, atunci rabdă focul patimii.
Lasă să moară dracul în tine și până la însurătoare fii cu minte. Lasă să moară dracul în tine și nu bea decât cu măsură. Că nu-i interzis nimic, toate sunt găduite, dar cu folos. Lasă să crape dracul în tine și n-aprinde țigara. Lasă să crape dracul în tine și nu desfrâna. Lasă să crape dracul în tine și nu te culca fără rugăciune. Lasă să crape dracul în tine și nu stau o duminică acasă și du-te la biserică. Fără pomelnic, fără bani și fără lumânare. Dar stai țapă în acolo. De ce? Să vadă Dumnezeu că tu ai voință. Iar dacă vede Dumnezeu că tu ai voință, te ascultă. Iar de ești bolnav și neputincios și faci servici, atunci e cu totul altceva. Dumnezeu nu-i spărgător de uși și omorător de oameni. Nu o să scoate pe unul de 80 de ani, paralitic pe pat, să-i ceară prezența în biserică. Dar poți să zici o rugăciune sau cu cartea în față, sau dacă nici cartea, știm pe Tatăl nostru și nu e o rușine să vă spun că am avut ocazia să cunosc niște, nu contează în ce împrejurare, persoane care am zis, zic, hai, spune Tatăl nostru. Să-l zică soția. Hai, zi-l tu. Părinte, să știți că am emoții, nu știu prea bine. Aveți grijă că, zic, la ora asta ați picat. Data viitoare vă dau exemplar și nu vă mai fac pomelnic și nu vă mai spovedesc până nu învățați Tatăl nostru. Ei, dacă în secolul 20 tu ai telemobil și vorbești în America apăsând un buton și tu ești atât de primitiv la minte că nu știi nici pe Tatăl nostru, care e rugăciunea de 2000 de ani în biserica creștină, atunci ce rost mai are să mai vorbim de teologia înaltă? Ce rost mai are să amintim de argumentele sfinților? Ce rost mai are să amintim de tratatele teologice? Ce să ne mai așteptăm noi că se duc oamenii la secte? Păi el se duce la sectă din pura prostie. Acolo alt idiot ca și el, înaintea lui a fost altul, înaintea lui altul, și-au făcut o doctrină particulară, și-au făcut un interes personal și s-au dus, cum spune Arsenie Papacioc, duhovnicul de la Techerghiol, niște lupi care curăță biserica de cadavre. Deci acele cadavre care ajung în acele locuri și în aceste timpuri de civilizație modernă, când se poate citi și cunoaște și tainele mării, și tainele cerului cât e îngăduit, și tainele pământului, și tainele omului, tu să nu știi nici cea mai elementară rugăciune. Și de ce se supără Dumnezeu? Pentru că ăsta samarinean fiind, adică venit la credință prin botez universal, din altă religie poate, sau din altă păgânătate, cunoaște mai bine taina dumnezeirii decât tu care ești și iudeu după trup, și fiu al lui Avram după credință, și fiu al lui Dumnezeu după botez. Și atunci spun unii și spun și eu. Zice, lasă, părinte, zice că vorba aia, doar nu vezi că suntem mulți, o să fim de 1000 de ori mai mulți, o să fim de 10.000 de ori mai mulți, o să fim de 50.000 de ori mai mulți. Nu are Dumnezeu ce face cu noi dacă nu suntem buni de nimic. Adică ne bagă în el. Adică ne taie de pe listă. Când se fac reformele, doamna, atunci când se trece și într-o uzină, și într-o fermă, și într-un câmp, ăsta soi nu mai este bun, ăsta utilaj nu mai este bun, ăsta animal productiv nu mai este bun, ăsta carte nu mai este bună, ăsta mâncare nu mai este bună, ăsta cutare nu mai este bună. Așa face și Dumnezeu. Dar dacă găsește în noi un dram de rugină, sau mai multă pusă peste valoarea prețioasă a sufletului nostru, atunci ne salvează. De aceea spun, cei nouă unde sunt, căutați-i în cugetul vostru, restabiliți-i în har, prin taina bisericii, post, rugăciune, spovedanie și împărtășanie și să ne întâlnim cu Dumnezeu la Ierusalim. Amin. 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 Amin.